0-100 cu Renault Fluence, 2 litri, benzină, aer condiționat pornit, toate sistemele electronice active. Destul de incitant. Așa cum s-a observat, mașina a continuat să scârție chiar și în treapta a treia. Să vorbim puțin despre turații. Treapta a patra, la 100 de km pe oră, avem aproximativ 3900 de rotații pe minut. La 120 de km pe oră, aproximativ 4500 de rotații pe minut. Treapta 5-a, la 100 de km pe oră, avem 3250 de rotații pe minut. La 120 de km pe oră, aproximativ 3900 de rotații pe minut. Iar la 130 de km pe oră, 4150 de rotații pe minut. Treapta 6-a, la 130 de km pe oră, 3500 de rotații pe minut. La 120 de km pe oră, 3250 de rotații pe minut. La 110, fix 3000 de rotații pe minut. Iar la 100 de km pe oră, 2750 de rotații pe minut. Să vedem și ceva reprize. Cu plecare din treapta a treia, de la aproximativ 80 de km pe oră, avem circa 4000 de rotații pe minut. Rapid. Facem același lucru și în treapta a patra, tot de la 80 de km pe oră. Iată. O reacție foarte rapidă și sportivă a motorului, treapta 5-a. Reducem la 80 de km pe oră. Și accelerăm. De asemenea, o repriză foarte rapidă și în treapta a cincea.
Și acum să vedem o repriză în treapta a 6-a, tot de la 80 de km pe oră. Motorul protestează puțin. Însă apoi răspunde destul de bine, așa cum se vede. Cu siguranță că cine vrea să facă o depășire rapidă nu accelerează cum am făcut eu în treapta a 6-a, ci schimbă imediat a 4-a și practic repriza va fi fulgerătoare. Însă eu vă arăt toate aceste reprize în treptele superioare pentru a vă da seama de elasticitatea motorului, cum răspunde el atunci când este pus în sarcină. E foarte important ca oamenii să înțeleagă faptul că pentru a efectua o depășire, sfatul meu, și o să o spun întotdeauna, întotdeauna când vrei să faci o depășire, primul pas înainte de a te asigura, înainte de a face orice, este să retrogradezi. Deci primul lucru, retrogradezi într-o dreaptă inferioară, potrivită cu viteza la care te afli. Apoi ne asigurăm, semnalizăm și efectuăm depășire. Câteva cuvinte despre senzația pe autostradă. Mi se pare un pic de zgomot la vânt. Am 112 km, 110-112 km pe oră și totuși simt destul de pregnant vântul pe caroserie. Poate să fie din cauza kitului aerodinamic care e montat kitului sport. Nu-mi dau seama. Însă motorul e silențios, nu mă deranjează, deci nu zgomotul motorului se aude acum, ci zgomotul de afară, zgomotul de rulare, zgomot de vânt. E puțin cam mare după așteptările mele. O să mergem și la 130 de km la oră constant ca să vedem că practic la 3500 de rotații pe minut motorul aproape că nu se aude. Însă zgomotele la vânt și la rulare sunt foarte pregnante, mai ales zgomotul la vânt. Câteva cuvinte despre mașină, așa în loc de concluzie. Practic e o mașină destul de interesantă. Avem o suspensie McPherson pe față, o punte semirigidă pe spate, care se comportă de altfel foarte bine. Nu am simțit niciun fel de probleme în comportamentul vehiculului. E așa cum ar trebui să fie, sub virator. Un comportament obișnuit la o tracțiune față, cu o putere destul de mare, care se manifestă chiar și în treapta a treia, îți scârțe un pic roțile. Acest Fluence Passion e cumva face trecerea între un vehicul normal și un vehicul sportiv, oferind performanțe superioare vehiculelor de masă, însă în niciun caz nu îl putem caracteriza ca fiind un vehicul cu caracter sportiv. Renault are cu totul și cu totul o altă gamă în acest sens. Oricum, se poate merge foarte tare cu Fluence Passion fără a avea niciun fel de probleme de dinamică sau stabilitate. Motorul trage bine și la turații joase, dar mai ales la turații înalte, și e destul de silențios. În plus, chiar dacă, sigur, în momentul în care o alergi, consumul crește semnificativ, poți să atingi și valori de 13-14 litri la 100 de kilometri fără mari eforturi, totuși dacă te comporți civilizat cu mașina, nu numai că îți poți
atinge acea valoare dată de fabrică de 7,9 litri consum mediu. Deci poți să mergi relaxat cu aerul condiționat pornit și să te menții la un consum mediu sub 8 litri la 100 de kilometri, însă cu ceva eforturi, cu intenția declarată de a conduce economic, poți să scazi până la 6,7, ceea ce ne arată că totuși mașina e destul de bine construită și motorul e foarte bun. O notă bună dau frânelor. Așa cum ne-am obișnuit la Renault, comportamentul legat de securitate activă și pasivă este la cel mai înalt nivel. De altfel, dacă veți consulta site-ul de internet renault.ro, o să aflați acolo mai multe amănunte despre ce echipamente de siguranță activă avem. Sistemele clasice cunoscute la Renault, asistență la frânare, asistență la frânare de urgență și așa mai departe. Foarte încântat sunt de direcție. Se comportă bine, e corectă, nu îți virtualizează mașina cum se întâmpla în alte vremuri cu Renault Megane. Acum avem o direcție care, dacă nu știu dacă este identică sau nu cu cea de pe noul Megane, însă cu siguranță folosește elemente comune cu Megane, pentru că practic îți oferă informațiile despre șosea atunci când trebuie, fără niciun fel de reacții negative în volan. E așa cum ar trebui să fie. Chiar mi-a plăcut, adică trebuie să recunosc că mă așteptam să fie mai rău și nu este deloc așa. Îmi place și suspensia, este fermă, dar foarte confortabilă în același timp. Foarte plăcută este cutia de viteze, schimbă aproape perfect. Singura chestie care mă deranjează puțin, parcă face un pic de zgomot la schimbare, mai mult decât sunt obișnuit eu la cutiile Renault. S-ar putea să fie o caracteristică numai la acest motor de 2 litri, pentru că la motoarele diesel pe care le-am condus pe Megane sau chiar și pe Fluence, parcă nu făcea zgomotul. Acum ai impresia că ești într-un vehicul chiar mai sport, așa, ai un clank care se aude când schimbi, bănuiesc că se aude și pe cameră. Foarte mulțumit sunt de etajarea treptelor, deci e o mașină cu care poți pleca fără probleme la orice drum, nu se teme nici de autostradă, nici de oraș. Sigur că în oraș trebuie să fim foarte atenți cu spoilerele, pentru că reduc puțin din garda la sola mașinii, iar în combinație cu bordurile exagerate pe care le găsim întotdeauna în orașele din România, s-ar putea să nu iasă bine din parcursurile urbane. Sigur că la prețul de aproximativ 20.000 de euro poate fi o opțiune destul de interesantă, chiar dacă la valoarea asta de preț și concurența vine cu oferte tentante. Totuși, așa cum ați văzut probabil, avem numeroase echipamente de vârf. Nu le mai enumăr pentru că ați avut timp să le vedeți pe parcursul filmelor. Mașina are prezență scenică, îmi place, mie întotdeauna mi-au plăcut sedanurile, are un aspect foarte aerodinamic și agresiv, am văzut că lumea întoarce capul după ea. Dat fiind faptul că în România încă se caută foarte mult autovehicule de tip sedan, înclin să cred că se va vinde foarte bine. Mai ales că, dacă mi-amintesc din anii anteriori, Megane Sedan a fost foarte, foarte bine primit la noi în țară și sunt sigur că și Fluence Passion va fi destul de bine
primit de amatorii de genul acesta de vehicule. Dacă e să-l caracterizez scurt, dinamic, economic și atrăgător.